Pentru Ira, un pat cald reprezintă acum cea mai mare bucurie. Stă cu fica sa de peste o săptămână la centrul de refugiați Egros. Povestea Irei, care vine din Odessa, este una dintre dramele refugiaților pe care le vedem de două săptămâni. Ea speră să se întoarcă acasă în maximum o lună. Suntem aici de o săptămână, suntem bucuroși că am nimerit în acest centru unde au grijă de ei. Copiii noștri sunt hrăniți, voluntarii îi ajută cu tot ceea ce pot, le oferă foarte multe informații și le mulțumim enorm pentru ajutorul pe care îl primim. Ira și-ar dori foarte mult să plece în Israel, însă deocamdată o să meargă în Turcia, pentru că are acolo niște prieteni, o macină dorul de cei rămași acasă. Îmi lipsește iubitul, cățelul, prietenii, părinții. La Odessa, Ira este toboșar într-o formație pe nume Regim 360 de grade. Cel mai mult îmi lipsesc colegii de trupă. Mi-aș dori să merg la repetiții, că trebuia să susținem și un concert, dar, din păcate, din cauza războiului, acest lucru nu se mai poate. Dar, dacă se reglează situația, vă invit la noi să ascultați piesele noastre. În centrul de refugiați de la Egros a legat prietenii cu alții asemenea ei, care au fugit de război. Cu toții sunt foarte recunoscători pentru tot ceea ce au făcut românii pentru refugiații din Ucraina.